Bună seara tuturor, sunt Arotela. Iată-mă în fața voastră cu etalarea pentru noiembrie, pentru cei născuți în semnul Scorpionului. La mulți ani! Vă doresc dragoste, evident, dacă vreți. Vă doresc spor, dacă vreți. Vă doresc sănătate, dacă vreți. Și vă doresc puterea de a vă transforma, dar evident, trebuie să vreți. Și adaug la fiecare urare de bine acest dacă vreți, pentru că totul depinde de voința noastră, a voastră. Nimic nu poate să ne transforme cu forța sau contra voinței noastre, nimic. Știu că sunt comentarii, dar eu cred că totul depinde de noi. Conștientizăm sau nu, dar în principiu trebuie să conștientizăm nevoia de transformare. Scorpionii adesea sunt cunoscuți ca fiind această zodie ciudată, care, din păcate, reprezentată de un animăluț ciudat, care stă pe fundul lacului, pe fundul râului, a mării, a oceanului, cea mai întunecoasă și nesuferită zonă din apă, semn de apă. Însă, foarte puțin știu că mai există o altă imagine a scorpionului. Majoritatea ne-am obișnuit cu cel care atacă pe cei apropiați, uneori chiar și pe cei dragi. De multe ori atacă și nevinovați, de frică, din cauza experiențelor anterioare. De multe ori ne atacăm și pe noi. Ne atacăm bine și ne otrăvim bine cu gândurile negative și cu anumite emoții negative. Și cam aceasta este varianta cunoscută a scorpionului. Și am adăugat, dacă vreți, pentru că există, evident, toată lumea știe că scorpionul e o zodie puternică. Nu contează ce planete aveți acolo, avem acolo. Avem o doză de putere. Dar trebuie să vrem să o manifestăm, în ce sens, să reușim să ne transformăm, să vă transformați în ce? În această cea mai bună versiune a noastră. La voi, în cazul scorpionului sau la noi, în fine, există imaginea vulturului care se ridică nu deasupra trecutului, ci deasupra unui prezent care încă nu s-a transformat, urmează să se transforme odată cu voi, evident. Și vă doresc să aveți acest curaj, această sinceritate de a vă lăsa trecuți prin acest proces de transformare ca să vă puteți ridica și nu deasupra lucrurilor pe care le-ați experimentat sau le experimentați, dar vă ridicați ca să vă apropiați de divinitate, să zburați din nor în nor, cât mai aproape de soare și cât mai aproape de creator. Până la urmă, acesta este scopul și până la urmă, scopul scorpionului este să se transforme și să învețe și pe ceilalți să se transforme. Și să le vorbească despre acest final spiritual, de această înălțare, de această inspirație, pe care doar din acea poziție o poate experimenta. În fine, vă doresc la mulți ani. Ar trebui să vorbesc un pic despre Mercur retrograd în Scorpion. Poate. Dar nu vă supărați. Mercur intră în retrogradare de 3 ori pe an. Mai e ceva ieșit din comun, dragii mei. Că este Scorpion, da, se mai întâmplă să fie și în Scorpion. Că trece soarele peste Mercur și se formează acel cazimi, care e destul de răruț ca și aspect astrologic. Da, se mai întâmplă. Și totuși, cazimi, retrograd, whatever. Sunt chestiuni destul de ușurele pentru voi, scorpionilor, care, vorba aceea, voi sunteți obișnuiți cu Pluto, care este mult mai spectaculos, mult mai dramatic, mult mai obscur, ocult, cum vreți voi, întunecos, periculos. Sunteți obișnuiți cu Marte,
cu alte aspecte mult mai dure. Așa că Mercur e deja floare la ureche pentru voi. Dacă vreți să ascultați în stânga, în dreapta, sunteți liberi. Chiar nu simt nevoia să vorbesc acum despre Mercur. Dar aș vrea să începem etalarea și să vedem ce se pregătește pentru această perioadă pentru voi. Să nu uitați că nu pot să țip și să nu uitați că o etalare nu ține de acum până la sfârșitul lunii, da? Până la începutul lunii decembrie. Acum preluăm mesajul, îl transmitem și energia se poate manifesta, unii spun că și un an de zile. Unii spun că și un an de zile. Și dacă la un moment dat, de la lună la lună, se repetă un mesaj, înseamnă că sunteți într-un proces și e valabil nu doar pentru voi, pentru orice zodie ascultă această prezentare, înseamnă că sunteți într-un proces sau într-o situație, dacă se repetă. Dacă nu se repetă, înseamnă că întâmplător sau neîntâmplător, evident, ne-am conectat la alt grup. Că nu rezonați, nu rezonați. Pentru cei care au tendința să mai transmită comentarii negative, să știți că le transmiteți degeaba, că oricum nu le fac publice și s-ar putea în curând să nu le mai citesc eu și să fie selectate de altcineva și nici să nu mai ajungă la mine. Așa că vă pierdeți timpul degeaba cu... Da, nu neapărat voi, dar toți cei care mai au așa ceva, tendința să rămână în obiceiurile acestea. Spuneam de Scorpion că reprezintă transformarea, da. Că reușesc, de fapt sunt cei mai alchimiști dintre toate zodiile și reușesc să transforme materia, cea mai murdară, noroiul în care stau. Să o transforme în ce? În materie pură, în aer, în ceva diafan, în spiritualitate, în fine. Scorpion. Soare, lună, Venus, ascendent în Scorpion. Haideți să vedem ce pregătesc, ce mesaje primim în această etalare. Începeți un proiect sau aveți de-a face unii dintre voi cu un semn de pământ. Asta e doar un scurt mesaj. Dar eu zic că începeți un proiect, o relație, dar la modul practic. În comparație cu asul de monede, valetul de monede reprezintă primii pași într-o direcție. Poate să fie, ia uite, avem aici marele preot. Poate să fie un proiect la locul de muncă care va fi durabil. Poate, da, renaștere. Aici sunteți voi, e Pluto, renaștere. Prin spiritualitate. Pentru unii dintre voi aveți de-a face cu un taur de unui obligatoriu. Dar prin spiritualitate, prin religie, deși religia nu e obligatorie să... Nu e același lucru cu spiritualitatea. Reușiți să vă transformați și să vă echilibrați financiar, eventual, în legătură sau printr-o legătură, că am văzut valetul de monede, cu acest personaj. Nu e obligatoriu să fie Taur, Fecioară sau Capricorn, este o persoană stabilă financiar, foarte bine din punct de vedere social, politic, în fine, o persoană cu reușite. Aici am oprit, gata. Începem. Scorpion, Soare, Lună, Venus, ascendent în Scorpion. A, că nu v-am arătat cum tai cărțile. Le-am tăiat, le-ați văzut, da? Prima carte e central. Asul, că tot am vorbit de valet, asul de monede. Cine așteaptă bani, o să primească. Dar asul de monede nu înseamnă doar... Da, după o perioadă de așteptări. Asul de monede nu înseamnă doar bani, evident. Cum am spus mai devreme, central, ori vă doriți de foarte mult, atrageți prin vibrația voastră a inimii,
o relație de lungă durată, o relație stabilă, o relație care să poată duce către un angajament, către o căsnicie, unii dintre voi. Primiți, pentru unii, nu pentru toată lumea, evident, poate să fie o persoană în semn de pământ, dar nu este obligatoriu, poate să fie orice alt semn care vă oferă această șansă. Este o persoană cu care puteți să urcați până pe vârful muntelui. Așa simt, așa vă transmit. Ce înseamnă asta? Înseamnă că puteți avea, da, legătură de lungă durată, că de-aia este și pus muntele, o călătorie interesantă împreună. Nu lină, că de-aia e și muntele. Pe aici, pe acolo, cu suișuri, cu urcușuri, cu capcane, cu prăpăstii, dar aveți șansa să ajungeți în vârf împreună. Ei, și acolo să câștigați acest... Nu neapărat să acolo puneți punctul final. Acum este începutul și când veți ajunge în vârf, vă veți bucura eventual de 10 de monede, de cine știe ce alte premii pe care vi le va oferi Universul pentru că ați acceptat această ofertă. Poate să fie și în afacere, evident. Sau poate veți face, nu știu, afaceri cu viitoarea persoană care intră în sufletul vostru. E energie centrală, de aici chakra inimii. Ok. Ce vă provoacă? Ah, doi ași! Doamne, ați început bine! Asul de bâte. Semn de foc. Poate sunteți, poate trebuie să alegeți între un semn de pământ și un semn de foc. Sau între, da, între a fi pragmatici și a fi pasionari. Pentru că este quadratură. Dar este o provocare. Până la urmă le puteți avea pe amândouă. Dacă vreți, cum am spus mai devreme. Puteți avea și pasiunea și banii și stabilitatea și sexualitatea. Tot ce vreți. Dacă știți cum să lucrați cu cele două oferte. Ha, ce frumos, ce frumos, interesant. Însă, nu uitați că acestea sunt vibrații care vin din astral. Când se vor materializa, rămâne de văzut și depinde foarte mult de ceea ce vreți voi să primiți, evident. Ele sunt. Probabil că dacă spuneți acum da, acum le aveți. Dacă mai așteptați o lună, peste o lună le aveți. Dar nu lăsați prea mult să treacă. Eu știu pentru cine o fi acest mesaj, dar o fi pentru cineva. Ofertele sunt. Pot să fie două personaje, evident. Și iar am stări, dar e obligatoriu să fie două personaje. Pentru unii dintre voi, spun unii de câte ori pot ca să nu uitați că anumite mesaje sunt pentru unii, anumite pentru alții. Trebuie să vă găsiți poziția în aceste transmisii. Pentru unii este o chestiune care trebuie să alegeți două căi. Aici e provocarea. Una în care voi să fiți independenți în general. Bâtele sunt personaje sau situații în care voi sunteți independenți. De exemplu, dacă ar fi afaceri, monedele reprezintă o afacere în care colaborați, construiți cu mai mulți, da? Construiți cărămidă cu cărămidă și pentru acest lucru aveți nevoie, evident, de tenacitate, dar aveți nevoie și de... colaborări, pentru că nu poți să construiești nimic stabil fără măcar un ajutor. În acest caz, chiar dacă e vorba de afaceri, aveți nevoie mai mult de creativitate și aveți nevoie de a experimenta altceva. Pasiunea, puterea voastră de a conduce.
Înțelegeți? Dacă aici primiți, să zic, un dar de bani, un contract, o ofertă, puteți în acest context să fiți subordonat. Dar în acesta veți fi întotdeauna cel care conduce. Este prima oară când interpretez așa cărțile, probabil cu un motiv pentru unii dintre voi. Aveți de ales între două oferte. Una în care sunteți voi independenți, creativi, pasionali și alta în care trebuie să colaborați. Repet, aceste cărți se pot manifesta pentru unii dintre voi doi într-unul. Să aveți și colaborare și bani și pasiune și sex și imaginație și creativitate, da, bătele sunt creative. Dar depinde de voi cum gestionați aceste oferte. Ați început bine. Ați început bine. În trecutul îndepărtat. Fantastic! Fantastic! V-ați spus pe aș că doar nu jucăm nu știu ce cărți sunt în care aveți toți așii. Bridge, nu știu ce. Asul de spade. În trecutul îndepărtat, depărtatul evident e variabil. Ori ați avut de-a face cu un semn de aer. Dar trecând peste acest aspect, ați manifestat victorie mentală, intelectuală într-o situație. Poate, pentru unii dintre voi, ați reușit să vă detașați de acel trecut de care am vorbit la început, prezent, toxic. Și pentru că ați mai... Vedem cum se așează cărțile. Pentru că ați îndrăznit, ați avut acest curaj. Deci e vorba de curaj mental, intelectual, da? De a tăia stringurile. Primiți de la univers ceilalți doi ași. Ar fi fantastic, ar fi... Până la urmă, n-ar fi de mirare să vină și al treilea asul de cupe. Dar vedem. Wow! Și iar văd un munte. De fapt, sunt doi munți. Unii dintre voi chiar ați tăiat în munți și v-ați făcut cale către o direcție care părea blocată. Ce mesaj îmi vine acum, da? Ați tăiat prin munți. Ați tăiat niște blocaje, le-ați despărțit. Interesant. Da, e bine să mai schimb setul de cărți. Foarte interesant. Și în acest proces v-ați eliberat această, sau ați lucrat, ați deblocat ultima chakra, coroana. Și asta înseamnă că v-ați conectat la sursă și pentru că v-ați conectat la sursă prin acest act de curaj, acesta este Excalibur, dragii mei, da? Pentru că ați manifestat acest lucru. Primiți acești doi ași. Însă, ori trebuie să alegeți, ori trebuie să gestionați. Să vedeți cum faceți primii pași, valetul de monede, ca să-i aveți eventual pe amândoi, că până la urmă ar fi păcat, nu? Voi nu sunteți oameni, orice ar fi soare, lună, Venus, ascendent, nu sunteți oameni care să vă mulțumiți cu jumătăți de măsură, da? Nici doar cu asul de spade, nici doar cu asul de monede, nici doar cu asul de... Da? Da. Îi vreți pe toți și... Ați început să manifestați pe primul. Acum, central, îi avem pe aceștia doi. O să vă arăt cum se așează crucea. Fui, aici. Wow. Trecutul apropiat. 7 de monede. Iar monede. Ați stat. Ați muncit. Ați sădit. În grădina voastră. În curtea voastră, că e curte acasă, că e curtea voastră interioară, rămâne de văzut, v-a spus bani la bancă sau dacă nu i-a spus la bancă, ați încercat să vă administrați bine resursele. În primul rând cele materiale, că vorbim de monede.
Însă sunteți în ultima vreme, ați cam obosit, aveți nevoie de odihnă ca să continuați. Către 8, către 9. Pentru că 8-ul vă va transforma. Dar simțiți nevoia de transformare. Și pentru că simțiți nevoia de transformare, parcă, cel puțin așa simt eu să interpretez această carte, în ultima vreme v-ați luat un pic de pauză, dacă nu ar trebui să vă luați un pic de pauză, pentru că vă așteaptă 8-ul, evident, dacă vreți să mergeți mai departe, dacă vreți să mergeți mai departe. Ați așteptat. V-ați făcut cale, ați muncit, ați investit. Și acum vedem. Asta este trecutul apropiat. Că e o lună, că sunt câteva săptămâni, că sunt câteva luni, voi știți. Viitorul îndepărtat, coroană, 4 de monede. Imediat revin, pentru că așa se scot cărțile pentru cruce. Haideți să vedem prezentul, ce frumos! 3 ași și o arcană majoră. Împărăteasa, mami! Împărăteasa, dragii mei! Cățelușa mea visează. Împărăteasa. Aia. Și coroana acestei cruci ar fi 4 de monede. Dar vedem cum se așează. Haideți să vă și arăt. Vedeți? Așa. Și aici este 4 de monede. Da. În prezent, creșteți. Împărăteasa reprezintă creștere. Evident că poate, pentru că cu atâtea monede poate să reprezinte pe cineva în semnul taurului. Pentru unii, dar nu toată lumea are de-a face cu un taur, evident. Împărăteasa este una dintre cele mai frumoase arcane majore. Mi-aș dori să o experimentați. Adică, să fiți deschiși către dragoste. Împărăteasa este foarte generoasă. Asta înseamnă să fiți generoși. Da, am zis bine mai devreme, acum văd. Dacă în trecut îndepărtat aveți 7 și acceptați această monedă care e mare, s-ar putea să treceți să nu treceți direct la 8, să ajungeți la un 9, la un 10, așa. Într-un mod foarte rapid. Este o monedă mare. Cât 2, cât 3, cât 5, câte vreți voi, că sunt e pentagrama, da? Adică, ce vreau să zic, dacă primiți acest as, s-ar putea să nu mai trebuiască să vă transformați voi prin muncă și să urmați toți pașii respectivi. Până la 9, până la 10, da? Până la abundența pe care orice om și-o dorește, da? Că este un om care vă oferă un ajutor financiar, că este un contract, repet, vă saltă și vă scapă de acel 8 de monede care înseamnă muncă, 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 muncă. Probabil că ați muncit și în trecut și meritați această susținere energetică, materială, pasională. În prezent am spus că aveți împărăteasa. Poate să fie și o balanță pentru unii dintre voi că aveți în trecut un depărtat asul de spade, pe care ați așteptat-o și la care vă gândiți în cazul unora. Dar asta înseamnă pentru unii dintre voi că în viitor probabil țineți încă la această poveste sau unuia, ori vouă, ori lor, le este greu să iasă din șabloane. Vedem cum se așează cărțile. Asta e o variantă pentru unii dintre voi.
Pentru alții, împărăteasa am spus că reprezintă o energie feminină, nu contează că sunteți bărbați, da? O energie feminină, care sunteți generoși, sunteți deschiși, vă cunoașteți valoarea, chiar dacă nu aveți bani, asta nu înseamnă că nu aveți valoare. Valoarea voastră nu constă în chestiuni materiale, nici în sexualitate, nici în inteligență, poate în toate și în niciuna din ele. Dacă se poate înțelege acest concept. Le aveți pe toate. Din punct de vedere spiritual, energetic. Știu că sună ciudat, dar așa simte, așa transmit. Pentru unii dintre voi poate să reprezinte mama. Încerc să dau mai multe variante ca să vă regăsiți mai mulți. Pentru că este o etalare colectivă. Și chiar dacă ar fi personală, tot v-aș da mai multe variante. Pentru unii dintre voi este mama. Sau, da, mersi, pentru alții care sunteți mai tineri, vă gândiți la acest concept de maternitate. În general, împărăteasa reprezintă o femeie gravidă. Dacă este un proiect, evident, la locul de muncă, vă gândiți cum să-l creșteți. Dacă nu este proiect și este o relație, vă gândiți, mi-aș dori o relație în care pot să experimentez această stare de maternitate, da? De generozitate afectivă. Și în care, pentru femei, sunteți primele, nu sunteți a doua, a treia. Viitorul îndepărtat, aveți 4 de monede. Pentru cei care aveți de-a face cu un semn de pământ, probabil semnul de pământ în continuare va ține la voi. Pentru alții, și aici este provocarea. Imediat vă arăt. Provocarea este să primiți unul din aceste oferte, una din aceste oferte, unul din aceste cadouri, ca să ieșiți din grija pentru bani. 4 de monede reprezintă și o persoană care își face griji pentru bani, evident. Și își face griji pentru bani pentru că nu poate să iasă din niște șabloane. Nu se poate deschide, da. Că sunteți voi cheia altcineva, rămâne de văzut. E în etalarea voastră. Haideți să vedem cum se așează celelalte cărți. Sfatul. Regina de spade. Mai, mai, mai. Unii spun că regina de spade poate să fie chiar scorpionul, tocmai pentru că scorpionul când se enervează, taie, da? Taie munți, taie ziduri, taie tot când se enervează și vorbește uneori prea direct, rănește. Dar acum avem sfatul. Sfatul este să ori să vorbiți cu această persoană, ori să o manifestați voi. Am spus, o persoană care vorbește direct, în general corect, dar poate prea dur. Este o persoană care este foarte rănită și într-un fel sau altul se apără. Își apără sufletul prin cuvinte.
Poate fi o altă persoană la care sunteți sfătuiți să mergeți, să discutați. Că e avocat, că e doctor. Nu contează că e femeie aici reprezentată, ca și femeie, dar poate să fie bărbat. Deci sfatul este să vă sfătuiți eventual cu acest personaj sau să preluați această energie. Să vedem cum se așează cărțile. O, exterior. Există un semn de aer care își face griji pentru voi. Este exterior, nu sunteți voi. Sau dacă nu-i semn de aer, aici, evident, avem spade și imediat te gândești la semn de aer. Chiar dacă nu-i semn de aer, există cineva, e forță exterioară, care își face griji. Din niște motive. Trebuie să iasă din acest mental. Probabil persoana de care v-ați despărțit, pentru că ați despărțit munții, da? Ați despărțit. V-ați despărțit de cineva. Repet, nu este obligatoriu să fie semn de aer. Își face griji eventual pentru că vede că primiți acești ași, pentru că aveți această împărăteasă, posibil, pentru unii dintre voi. Și trebuie să vă duceți să vorbiți cu ei, eventual. Dar într-un mod calm, logic, eventual să le explicați. De ce ați manifestat acest as de spade? Sper că mă înțelegeți. Ce vă doriți? 6 de monede. Asta vă doriți. Ba nu. Scuze. De ce vă este frică? Și apoi ce vă doriți? M-am grăbit un pic, dar probabil că undeva ține de dorință și de frică. Este o dorință, da, pe care nu aveți încredere, că o veți manifesta. Deci, pe de-o parte, vă doriți echilibru financiar, echilibru în relația cu cel de lângă voi, și pe de altă parte, vă este frică că nu o să aveți acest echilibru. Pe de altă parte, această carte reprezintă și ajutor financiar. Am spus că aveți 7 de monede, aveți și asul de monede central. Așteptați, vă doriți acest ajutor financiar. El este aici. Dar posibil să nu fie de la cine vă așteptați. Și iar văd o balanță pentru unii, poate să fie cineva în semnul balanței. Vă este teamă că nu veți avea o relație echilibrată, că nu poate să echilibreze situația dintre voi și ei. Pentru unii dintre voi. Pentru alții, vă este teamă că pentru a vă echilibra financiar sau relațional viața, s-ar putea să trebuiască să cerșiți atenția și nu prea vreți, pentru că sunteți mândri. Sunteți mândri. Acum ce vă doriți? Aici sunteți voi. Asta e cartea Scorpionului. Lună în Scorpion, adesea chiar și Venus. Bine, evident că poate fi orice aspect, și soare și ascendent. 8 de cupe. 8 iar este numărul Scorpionului. Este casa 8-a Scorpionului. Transformare. Însă, vă doriți să vă detașați emoțional de ceva ce nu v-a prit. Și nu doar atât să vă detașați, că nu-i suficient să nu-ți mai pese. Dar de ce nu-ți mai pasă? Pentru că vrei ceva, pentru că vrei acest nouă, această cupă înstelată, luminată. Doar cupa lipsește, în rest aveți 3 ași, dragii mei scorpioni.
Aveți trei ași. O să vină și cupa. Dacă vreți, cum am spus la început, totul depinde de voi. Dar vă doriți să aveți puterea să vă transformați emoțional. Da, mersi. Poate pentru unii în relație cu mama, poate pentru alții într-o chestiune care ține de maternitate sau dacă nu e maternitate, știu că sună ciudat cum vorbesc, dar e treaba mea cum interpretez. Dacă nu e maternitate, este o chestie de concepție. Chiar și în afaceri, da? În fine, de reținut că întotdeauna când apare 8 de cupe, persoana care se detașează pleacă într-o călătorie. Este un proces. Nu se întâmplă, gata, m-am mutat dintr-un loc în altul, mi-am schimbat apartamentul și gata, m-am detașat. Nu, e un proces. E o călătorie emoțională, o transformare. Și la sfârșitul călătoriei sau pe parcurs, în fine, apare și 9 și finalul ar fi 10, evident. Deci vă întâlniți cu persoana care sau cu situația sau cu proiectul care vă face fericiți. Vă umple paharele, inima, sufletul. Vai! Finalul, un semn de foc. Aici este provocarea. Da? Provocarea este... Aveți o relație stabilă și de lungă durată cu un semn de foc care deocamdată s-ar putea să vrea mai degrabă pasiune și poate mai târziu să vină relația. Aici este provocarea, voi nu știți. Vrea doar o chestiune intimă între voi doi sau vrea o relație de lungă durată? Pentru că voi vă doriți o relație de lungă durată, stabilă. Repet, poate să fie și la locul de muncă. Dacă este la locul de muncă, este un personaj pasional care are toate calitățile de conducător. Poate are planete în semnul leului, dacă nu este leu. Poate să fie berbec, poate să fie săgetător. E un conducător, lider. Dar, trecând peste toate aceste calități, întreprinzător sau oricum într-o poziție profesională foarte bună, dar față de regele de monede, aici manifestă creativitate, inovativitate în felul în care conduce. În care își conduce, eu știu, regatul, lumea, familia, jobul, afacerea. Finalul este acest rege de băte. Interesant. Regele de băte. Interesant. Pentru unii poate să fie și cineva care vă angajează, evident, dacă așteptați un contract. Am spus că nu citesc cărțile doar din punct de vedere sentimental, romantic, dar există și variantele acestea. Poate să fie la locul de muncă cineva care vă angajează. Un șef. Faetonul. Poate are planete în semnul racului pentru unii, nu e obligatoriu. Dar este un om care manifestă victorie în ceea ce își propune să facă. Puteți să fiți voi. Evident, trecând peste aspectul că ar fi o altă persoană care intră în viața voastră și vă oferă acești ași. Da, e interesant. Da? Dacă nu-i personaj, puteți să fiți voi, să începeți să manifestați această energie masculină în care voi aveți încredere, în care puteți să conduceți, vă conduceți viața cum vreți voi, dar într-un mod pasional. Măi, înțelegeți ce zic? Sper că înțelegeți. Dar, repet, dacă nu sunteți voi,
Nu contează că sunteți femei sau bărbați, pentru că scorpionii sunt guvernați de Marte, este semn feminin de apă, dar e un aspect destul de masculin. Deci dacă nu sunteți voi, acest personaj, orice zodie ar fi, dar în principiu are planete în semnul leului sau în semne de foc și în semnul racului. Avem și luna. Cum am spus, genul acesta de personaj își dorește victorie și are victorie în general în tot ce își propune. Merge către destinul său, către steaua sa, își construiește pentru că vrea, am spus, pentru că vrea, își construiește viitorul pas cu pas, dar într-un mod creativ și intuitiv. Da, și intuitiv, mersi. Și își echilibrează energiile pozitive și negative. În acest set de cărți interesant cum le văd, văd că acest sfinx negru stă jos. Asta îmi spune că totuși energiile negative sunt temperate. În acest context, în acest personaj. Poate în alte personaje nu ar fi, dar acesta totuși cel puțin încearcă să-și tempereze niște tendințe negative. Toți avem tendințe, aspecte, da, negative. Și încearcă să manifeste victorie, da, exprimând partea sa pozitivă. Interesant. Care mașină, care 10, care 2, care una. Iar faetonul reprezintă mașină, reprezintă călătorie, reprezintă victorie în ceea ce vă propuneți să faceți, în ceea ce alegeți, asul de monede, asul de spade, să manifestați. Repet, că sunteți voi chiar cineva care vă ajută, cu care puteți merge mai departe. Variază de la voi, de la individ la individ. Și repet iar, nu este obligatoriu să fie semn de foc sau semn de apă sau să fie semnul racului. Are pasiune. Și are încredere și voință să meargă mai departe. Determinare. Asta reprezintă faetonul. Ia uite, călătorie, iar 8 de monede, nu monede, 8 de bâte, călătorie, comunicare la distanță, posibil personajul acesta, dacă e personaj, să nu fie chiar lângă voi, să fie la distanță, să comunicați. Să vă scoată dintr-o stare de singurătate. Da. Deci asta rămâne așa pentru decembrie, eventual sfârșitul noiembrie, decembrie. Acesta ar trebui să fie finalul și apoi am continuat să scot cărțile. Cam astea sunt. Cu acest personaj puteți să mergeți mai departe, să comunicați și să vă ajute, da, să vă ajute să ieșiți dintr-o stare de frig, de probleme, de boală, de situații financiare, da? Patru, să vă ajute să ieșiți din acest 4-5, da? Dacă voi în viitorul îndepărtat aveți tendința să vă puneți bani deoparte, să stați un pic blocați, să vă blocați inima, dacă luați unul din ași și experimentați această împărăteasă, vă deschideți inima, personajul acesta vine să vă ajute, să vă susțină și să vă ridice din această, sau să vă ajute să închideți un ciclu de mari trădări, de dureri, de suferințe, de boli. Pentru că apare temperanța. Asta e semnul săgetătorului, dar nu e obligatoriu să fie săgetător. Ideea este că temperanța înseamnă răbdare, înseamnă vindecare, echilibru. Deci puteți, dacă acceptați ofertele acestui personaj, să vă eliberați de tot trecutul acesta pe care vi-l doriți să lăsați în spate, da?
Mai mă înțelegeți ce zic? Aici, la capătul setului. Nici nu știu cât am vorbit. Ia să văd cât am vorbit. Că mă lungesc uneori mai 45 de minute la capătul set. O să fac și partea a doua, că n-am cum să nu fac. Aveți spânzuratul. Adică sacrificii, ați stat ca și spânzurați într-o situație mult timp. Probabil din acest motiv a trebuit să tăiați la un moment dat, dar blocajele. Dar ce e important este că ați privit lucrurile dintr-o altă perspectivă și ați primit iluminarea. Și eventual iluminarea, curajul de a manifesta acest as de spade la un moment dat. Comunicați cu cineva, vă luptați pentru victorile voastre și pentru bucuria, ajungeți la 9 de cupe. Ajungeți la 9 de cupe. Aș vrea repede. Puia! Un mesaj de la înger. Pentru Scorpion, că am vorbit foarte mult. Poate prea încet. Nu știu, dar așa vin uneori mesajele. Eu zic că e de bine, dragii mei. Ok, au vrut două mesaje. Primul. Considerați fundația pusă, da? Aveți asul de monede? Considerați fundația pusă. Luați și asul de bâte, luați-le pe amândouă. Luați-le pe toate, noi scorpionilor. Luați-le pe toate. Pentru că nu poți să construiești nimic solid dacă n-ai și pasiune. Că la un moment dat te plictisești. Tot construiești, tot muncești, tot pui deoparte, tot... Da? Ai nevoie și de pasiune ca să reziste clădirea. Ce frumos. Uite-te cât de angajat ești în relațiile de dragoste sau în relații în general. Probabil că unii dintre voi ați putea începe o relație care va duce către căsnicie. Într-un tip îndelungat. Dar acum aveți iar interesant slowdown. Interesant. Și 7 de monede. Încetiniți un pic. Odihniți-vă. Și lăsați-vă, da, mersi mult de mesaj. Lăsați-vă ajutați. Pentru că aveți nevoie de ajutor. S-ar putea în drumul vostru să fi consumat prea multă energie. Trebuie să vă conectați un pic la spiritualitate, da? La cum interpretează unii dintre, de fapt, cea care a creat acest set de cărți. Aceste două lumânări, da, pot să fie și cele două suflete, flăcări, gemene, da, dar pot să fie și arhanghelii de lumină care ne coordonează, care ne protejează, la care trebuie să vă conectați prin somn, prin intuiție, prin visare. Iar avem semnul peștilor pentru unii dintre voi, poate aveți acolo planete sau poate, nu știu, exprimați această casă a 12-a într-un fel sau altul. Trebuie să ieșiți din acest labirint mental ca să vă întâlniți cu această jumătate, cu această pereche a voastră. Dar trebuie să încetiniți un pic, altfel nu puteți să o manifestați. Mamă, ce am mai vorbit? Hai și unul repede. Scorpion, soare, luna, venus, ascendent, scorpion. Acum bag viteză pe ultima 100 de metri. Na? Asta e, de la mulți ani. Vă place? Da și vă like-uri. De obicei nu cer like-uri, dar frumos este să exprimați ce vă place. Evident, ar trebui să lăsați măcar o săptămână, două să treacă de la această etalare și apoi să vedeți ce s-a manifestat. Mai. Asta vrea să iasă? Ok. Sensitivity. Frumos. Ce frumos. Mai, încetiniți, cum a zis și aici. Sunt două mesaje, 50 de minute. Două mesaje. Încetiniți un pic. Ca să ieșiți dintr-un labirint mental și să vă conectați la jumătatea voastră. Poate acest personaj rege de spade, de bâte, faetonul. Ce personaj o fi? Temperanța. Nu contează zodia, contează cum se manifestă. Însă, pentru acest lucru, ca să recunoașteți și ca să aveți curajul să primiți acești ași, doi ași, da? Central.
Trebuie să fiți sensibili. Și voi sunteți foarte, extrem de sensibili, dar uneori vă anulați sensibilitatea. Încercați să fiți prea pragmatici. Cartea spune că ați devenit foarte sensibil și este nevoie să faceți niște schimbări în această direcție. Adică să vă faceți ce? Protecția, să selectați lucrurile pe care le primiți, le absorbiți ca și peștii, da? Ca absorbiți. Și racii, eventual, toate semnele de apă absorb energiile, că sunt sensibile, dar trebuie să vă puneți un scut protector și să selectați ce absorbiți, ce permiteți să vă influențeze sau cu cine vă permiteți să vă conectați, pentru că nu vă puteți conecta, da, e o rețea, da? Nu vă puteți conecta cu oricine, cu oameni care vă oferă, într-adevăr, ce meritați. Și vă oferă ce? Temperanța, cu care puteți să mergeți mai departe, da? Și să vă vindecați. Cu aceștia ar trebui să vă conectați. Ar fi trebuit să fac și, da, probabil că aceasta, ia uite, Marea Preoteasă, energiile sexuale, probabil că o să le fac separat. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Vă pup, numai bine!